Aici vă prezentăm o cască SPO și coarda care o folosim noi în alpinism. Targa este o targă de drum lung, o targă de exterior de drum lung. Mai departe avem barca de salvare. E una din bărci care o folosim și în cadrul acțiunilor de salvare în SPO. Tot aici regăsim și o mașinărie de găurit cu explozie, folosită pentru a da găuri în stânca muntelui, locuri în care se fixează mai bine, aceasta atunci când un rănit este coborât de pe munte. Există însă și cazuri când cei care sunt loviți trebuie transportați prin apă. Atunci trebuie folosit neapărat costumul de scufundare și materialele impermeabile. În mașină este o targă SPO, iar acolo, lângă ea, este o targă pentru un accidentat la coloană, o targă lopată care se închide fără să miște accidentatul. Targa intră sub el, se blochează și atunci nu mai trebuie să-l manevrezi. Serviciul Salvamont din Mehedinți este compus din 9 membri, dintre care 3 sunt voluntari. După cum se vede, avem dotare care este asigurată, a fost asigurată printr-un program de transfrontalieră, un program de finanțare european în România, în Serbia. Suntem aici, vom fi pentru tine, răspundem la 24 din 24 de ore pentru a fi alături de oameni. În primul rând trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce faci și trebuie să pui viața celui de lângă tine în cel puțin egală măsură cu a ta. Trebuie să fii gata oricând să-ți dai viața pentru un coleg, un camarad, un locuitor acestui județ sau un rătăcit, un rănit. Au fost cazuri în ultima perioadă, pentru că avem o peșteră aici în apropiere în care să fii solicitat? Aproximativ acum 2 luni de zile am avut un rătăcit în zona Balta Cerbului, prin care s-a intervenit cu mare succes, l-am recuperat și l-am dus la bază. Cu ocazia sărbătorii peșterii Topolnița, serviciul Salvamont din Mehedinți și-a expus aparatura folosită pentru salvarea vieților celor care s-au aventurat pe munte, fără a ține cont de recomandările specialiștilor. Și fie s-au rătăcit, ori în cazuri mai grave, au rămas imobilizați pentru că s-au accidentat.